vrea să vă dăruiesc un gând frumos pe care mi l-a sugerat într-o manieră lingvistică unică una dintre cărțile Elenei White atunci când la în cartea sfaturi despre isprăvnicie într o ediție mai veche la capitolul 3 ultimul paragraf am găsit Scris următoarele gânduri: Dumnezeu este izvorul vieții, al luminii și al bucuriei pentru întregul Univers. Ca razele de lumină de la Soare, așa curg binecuvântările de la El spre toate creaturile pe care le-a făcut. În iubirea lui infinită, el le-a dat oamenilor privilegiul de a deveni părtași ai naturii divine și, la rândul lor, de a-i binecuvânta pe alții. Aceasta este cea mai înaltă onoare, cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu o poate da oamenilor. Și acum urmează expresia aceea de care vă spuneam că am rămas legat cu Sufletul. Aceia care devin astfel participanți la Truda iubirii. Aceste două cuvinte m-au câștigat. Truda iubirii. Nu m-am gândit niciodată să definesc mântuirea în termeni atât de frumoși, atât de plastici, atât de deosebiți. Așa că am zis, poate că ar merita ca să dedicăm aceste expresii, acestei realități seara aceasta în care să ne pregătim pentru Sfânta Cină din punct de vedere a acestei realități. Și anume, truda iubirii. Truda iubirii lui Dumnezeu. Apoi, truda iubirii pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul nostru astfel încât să fim părtași împreună cu El la această muncă a sufletului Său. Pentru ca să merg mai departe în Sfânta Scriptură, acesta fiind doar motivația generală, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Psalmul 116 cu versetul 12 și 13. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Asta e versetul 12 și aș dori să mă opresc puțin aici. Vreau să vă întreb dacă a tulburat gândul ăsta vreodată. Dacă v-a muncit vreodată, Doamne, să răsplătesc tot ce ai făcut pentru mine. Există oarecum în gândul nostru ideea că oricum nu putem răsplăti. Și dacă oricum nu putem răsplăti, ușor ajungem la concluzia că nu are niciun rost să mă mai gândesc la lucrul ăsta. Și totuși, faptul că apare gândul ăsta în acest psalm 116 care începe spunând iubesc pe Domnul că ce cel aude glasul meu, cererile mele și a plecat urechea spre mine de aceea îl voi chema toată viața mea. Și vorbește mai departe despre experiența lui între viață și moarte. Mă înfășurase legăturile morții, Mă să răsudorile mormântului, eram pradă cazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. În versetul 8 spune, mi-ai scăpat sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Pentru că în versetul 12 să pună problema asta. Și, bun, Domnul a făcut asta pentru mine, dar eu cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui? S-a dus un an. Începem un altul. Faptul că Dumnezeu a pus niște luminători care să ne împartă timpul și viața arată că Dumnezeu a avut în vedere ordonarea vieții noastre. Viața nu ar trebui să ducă alandala mai departe sau confuz sau oricum mai departe. Viața trebuie să-și aibă bornele ei, ar trebui să știm unde suntem. A trebuit să avem momentele acelea în care să ne oprim, să ne uităm înapoi pentru analiză. Faptul că Dumnezeu gândește așa, se vede și din faptul că ne-a dat sabatul. Vă imaginați că Dumnezeu prin sabat a vrut să îndrepte toate lucrurile strâmbe pe care le facem noi? În fiecare sabat noi ar trebui să ne împăcăm unul cu altul. Te-ai certat cu cineva în săptămâna asta? Bun. Nu poți să vii la altar să-ți aduci darul, adică la Templu, dacă în prealabil n-ai rezolvat problema respectivă. Interesant este și modelul anului sabatic. Există greșeli pe care oamenii le fac în viața lor. Când un om ajunge în robie, se, datorește, se datorează în mare parte unor greșeli pe care le-a făcut. Ori greșeli financiare, ori greșeli de diferite feluri, nu știu. În anul sabatic, în anul al șaptelea, era momentul în care greșelile pe care le făcuse trebuiau să se repare. Era anul de reparație al fiecărui om. Nu puteai să fii rob mai mult de șase ani. Era perioada maximă de robie pe care un om, în conformitate cu legea lui Dumnezeu, trebuia să o îndure. În anul al șaptelea. Urma repararea și omul devenea liber. Putea să o ia de la capăt. Din punct de vedere al terenurilor, acolo situația era mai diferită. Nu era atât de presantă precum robia în viața unui om. Și atunci un teren putea să rămână înstrăinat de la proprietarul lui timp de 50 de ani. Dar niciodată mai mult de atât. Și vă rog să observați cum în mintea și sau în, în modul de a gândi a lui Dumnezeu erau momente de reparație. Noi stricam, Dumnezeu le repară. Noi încurcăm lucrurile și Dumnezeu vine un moment în care ne somează, îi gata, până aici, puneți-le în ordine dreaptă, îndreptați-le. Dacă sabatul este un moment de felul ăsta, sabatul zilei a șaptea, face o trimitere la următorul fapt: că poți să stai rob șase ani, dar nu poți să stai certat cu fratele tău mai mult de, 6 șase zile. Și mulțumesc, Rodin, m-a făcut atent la un alt text care spune să nu soarele peste mânia voastră. Observați, Dumnezeu folosește ziua, folosește săptămâna, folosește anul sabatic, jubileul. O să vă întreb, folosește și anul nou? Folosește și anul nou? Ca bornă kilometrică, ca moment de reparare, ca moment de început, îl folosești? Sigur că îl folosești. Și atunci, când vine anul nou, probabil ar trebui să ne întrebăm toți, uitându-ne în urmă, Doamne, cum voi răsplăti binefacerile tale timp de un an, de doi, de trei? A spus problema asta. Mai vin încă o dată cu gândul. V-a neliniștit? V-a pus în situația aceea să nu dormiți? Să inventați ceva pentru Dumnezeu ca să-i răsplătiți binefacerile Lui. Ați inventat ceva de anul nou. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în esență, Dumnezeu a făcut asta. Tatăl a inventat, a conceput în Domnul Isus Hristos darul Fiului sau darul mântuirii. Și ne spune nouă lucrul acesta în Sfânta Scriptură atunci când zice atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat Domnul Iisus Hristos devenind darul Lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Iar în Cartea Hristos Lumina Lumii se spune L-a dăruit, l-a dat, l-a dăruit omenirii pierdute. Nu știu dacă am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Adevărul este că Domnul Isus Hristos ne-a fost dăruit. A venit la -i săi. Și zice mai departe, în altă parte, au făcut cu el ce au vrut. Atât de mult a fost dăruit, atât de complet a fost darul, încât noi am putut face cu el, cu Domnul Isus Hristos, ce am vrut. Nici o clipă tatăl nu l-a reținut pe Domnul Isus Hristos pentru sine, nici o clipă n-a zis, ial meu, în perioada în care el a fost dăruit. Domnul Iisus Hristos a fost dat și dăruit omului păcătos. În Psalm, capitolul 2, versetul 8. Psalmul ăsta 2 este un psalm extraordinar. Um ca și psalmul 1 sunt primii psalmi aici tocmai datorită încărcăturii mesianice care se află în ei versetul 8 zice așa după ce spune eu voi vesti hotărârea lui zice unsul unsul fiind Unsul fiind acela care a primit ungerea, cu alte cuvinte, a fost dedicat pentru o misiune, unsul sau Hristosul. Aici se poate, se poate schimba denumirea unsului cu eu voi vesti hotărârea lui, zice Hristosul sau unsul. Când Domnul Isus Hristos a fost uns pentru misiunea sa de răscumpărător, Domnul Iisus Hristos și-a luat angajamentul să vestească o hotărâre a lui. A, a cui? A tatălui. Bun. Uh, și el spune, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Ungerea de aici, ungerea de aici, arată că se referă la ceea ce noi avem în Sfânta Scriptură ca fiind nașterea Domnului Isus Hristos. Deci nu este vorba de o naștere biologică, ci este vorba de ungerea Domnului Isus Hristos în calitate de mântuitor și răscumpărător, ungere care este echivalentul nașterii. Și din momentul acela Domnul Isus Hristos se numește Fiu. Pentru că el primește numele de fiu și veți găsi lucrul acesta în Evrei, capitolul 1. Și apoi, după ce versetul 7 se termină în felul acesta, versetul 8 continuă. Deci, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, spune tatăl. cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Adică, Vedeți? Tatăl îi spune Domnului Iisus Hristos, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și pe urmă îi spune, cerem să-ți dau moștenirea ta. Care e moștenirea? Neamurile. Pământul întreg. În felul ăsta se așează raportul mântuirii între tatăl și fiul. Domnul Isus Hristos vine cu o cerință extraordinară în fața Tatălui și îi cere neamurile de moștenire și Tatăl îi spune, mă bucur, Tatăl îi spune, cerem că de-abia aștept să ți le dau. Și în momentul în care Domnul Isus Hristos spune, nimeni nu le va smulge din mâna mea, se referă la această poruncă a Tatălui în care Domnul Isus Hristos ia în mâna sa destinele neamurilor. Um nu știu dacă observați scenariul. Nu știu dacă observați faptul că Tatăl concepe în Domnul Isus Hristos, cu, alte cuvinte, niciodată Tatăl nu-i deoparte și Domnul Isus Hristos e în cealaltă parte. Tatăl lucrează în Domnul Isus Hristos darul Fiului. Asistam la întrebări, cum să spun, dureroase. Nu că întrebarea era grea, dar durerea se naște din faptul că un cercetător al scripturii poate să ridice întrebări de felul acesta. Durerea consta în faptul că cercetătorul spunea cum de-a dat tatăl la moarte pe fiul său. Ce fel de relație este între cei doi când tatăl îl trimite la moarte pe fiul său? Și atunci răspunsul este Fii atent, cercetătorule, cercetează mai bine. Domnul Isus Hristos este acela care l-a rugat pe Tatăl să-i dea neamurile de moștenire. Domnul Isus Hristos este acela care consideră Moartea ca fiind un har, răscumpărarea ca fiind un har, ispășirea ca fiind un har. Domnul Isus Hristos este acela care i-a bătut inima cât a putut pentru fiecare om care a trăit tragedia morții și a păcatului. Durerea acumulată de Domnul Isus Hristos în sine a fost atât de mare încât la un moment dat Domnul Isus Hristos a Dorit să moară în locul omului, în locul omului pentru ca să-l poată salva pe acesta. Încă o dată, durerea păcătuirii și a morții omului e teribilă. Numai Domnul Iisus Hristos o poate măsura. Și pentru ca să nu avem impresia că lucrul ăsta s-a întâmplat numai în Domnul Iisus Hristos, textul biblic spune știți că Tatăl însuși vă iubește. Tatăl însuși vă iubește și din cauza aceasta a făcut totul pentru voi. Um, vreau să vă să mă întorc puțin la întrebarea inițială. Cât i-a luat lui Dumnezeu să conceapă, să iertați-mi cuvântul, să inventeze darul său pentru om. Cât e? În Luca al șaptelea, capitol este descoperit un personaj care a pus deoparte un an din viața lui ca să îl dea lui Isus Hristos. Știți despre cine e vorba? Maria. Maria a hotărât să pună cel puțin un an din viața ei deoparte și să-l dea Domnului Isus Hristos. Acela a fost prețul vasului de alabastru cu mir. Un an de muncă. Dacă nu cumva mai mult. Întrebarea mea este, din nou, cine a învățat-o pe Maria să conceapă darul ăsta? Cine? Adică, merg mai departe. Cât timp timp s-a gândit Maria ce dar să-i fac lui Isus Hristos? Cât timp s-o fi gândit? Cineva spune, nu prea mult, dar dacă prea mult? Dar dacă a stat mult și s-a gândit și... Vă rog să observați, a ales pentru Domnul Isus Hristos, a ales darul care a șocat pe contabilii din vremea aceea, pe din vremea aceea. Nu se potrivea de niciun fel, cu niciun calcul. Iuda a spus, dacă se făcea lucrul ăsta pentru săraci era mai bine. Credeți că Maria nu s-a gândit la asta? Credeți că Maria nu și-a pus problema asta? Da, eu fac bine ca sparg vasul? Eu fac bine că îl ung pe Domnul Iisus Hristos. Ce vor zice unii? Ce vor zice alții? Credeți că nu s-a gândit? Credeți că nu și-a pus problema asta că vor exista voci care se vor ridica și vor spune, e o risipă? Sigur că s-a gândit la treaba asta. Sufletul ei s-a muncit destul de mult. Ce dar să ofer Domnul Iisus Hristos? Să ofer acest mir de nard curat? Să ofer altceva, ce să-i să cumpăr o haină, ce să-i cumpăr... Să... Nu s-a gândit la toate lucrurile astea? Adică vreau să fac din momentele astea ceva mult mai aproape de, de, de realitatea noastră. Maria a vrut să-i facă un dar Domnului Isus Hristos, pur și simplu. Ca să mă pot eu, după asta, întoarce la mine și să mă întreb eu... Doamne, la sfârșit de an sau la început de an, eu ce dar am vrut să-ți fac. Păi ne dăm viața încă o dată Domnului Isus Hristos. Ne-o predăm. E adevărat. Și Maria și-a predat-o. Actul ei de pocăință este unic. Cu toate astea. Dincolo de pocăința ei, această tânără spune, nu se poate. Învățată cu harul și cu darul, împrumutând imaginea asta din inima lui Dumnezeu care a dăruit omenirii căzute pe Domnul Isus Hristos, pe Mesia, ea nu poate să se oprească și zice, vreau să fac și eu ceva pentru Isus Hristos. Și din colț în colț, dintr-o parte într-alta, nu găsește altceva, ia vasul cu mir, se duce la Domnul Isus Hristos și în ciuda oricărei rezistențe din partea oamenilor, oricărei re reavoințe sau oricărei interpretări rele, ea face darul ăsta a Domnului Isus Hristos. Darul ei. Hmm. Câtă iubire a pus Maria când a conceput, când a inventat darul? Cât, cât, câtă iubire au fi! Câte nopți! Câtă muncă! Un an de zile te-a adunat bani? Apoi când vreau să vă întreb, adică să-mi spuneți când a spart vasul? Câtă fericire a fost în sufletul? n-am de gând să vorbesc despre colecte și despre daruri de anul nou. Nu vreau să fac treaba asta, dar vreau să mă verific pe mine. Când pun deoparte ceva pentru Isus Hristos, pentru mântuirea Lui, câtă dragoste pun încep pun deoparte. Și când dau câtă bucurie, e în gestul. Eu, eu cred că n-a existat un alt moment mai fericit în viața Mariei decât momentul în care a spart vas. Plângea. Îi curgeau lacrimi. O bucurie de dimensiunile astea? a bogat vine la Domnul Isus Hristos. Luca 18 și îi spune, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Mântuitorul îi spune, după ce îl întreabă dacă stă bine cu Dumnezeu în păzirea poruncilor și îl zice, mama am achitat de treaba asta cu poruncile, Domnul Iisus Hristos îi cam spune, rob, trebnic, asta era dator să faci. Dar dacă vrei să faci ceva mai mult atunci, dacă vrei să treci în domeniul harului, în domeniul frumosului, în domeniul darului, atunci vinde ce ai, dă la săraci. Și vă rog să-mi spuneți unde era darul. Domnul Iisus Hristos îl învață pe tânărul bogat să dea un dar. Unde era darul? Poftiți? Pune acolo, vino și urmează-mă. ăla ai darul care mă interesează. Și nu că vreau să te pun o să te chinui, dar toate bogățiile astea te țin în loc. Nu poți să administrezi atâtea bogății decât dacă ești acolo. Dar dacă vrei să vii după mine, ai nevoie să fii liber. Eliberează-te. Și Mântuitorul îi spune, vinde tot ce ai ca să te eliberezi și apoi vină după mine. Ăla era darul. Marcus spune că în momentul acela Domnul Iisus Hristos îl iubea pe tânărul ăsta. Și dorea să-l aibă lângă el. S-a întors trist. În Luca 21, Domnul Iisus Hristos pune o altă întâmplare lângă tânărul bogat. Era în templu. Și și-a ridicat ochii și a văzut o văduvă care arunca în visteria templului nu. Nu asta e important. Arunca în Viseria Templului tot ce avea ca să trăiască. Puneți, vă rog, tânăra, adică văduva aceasta, lângă tânărul bogat. Și veți descoperi modul în care faptele neprihănirii aruncă lumină asupra neînțelegerii noastre, asupra angustimii noastre, asupra faptului că primim mântuirea în dar, dar nu ne gândim absolut deloc, Doamne, cum pot să răsplătesc toate binefacerile Tale? În final, Domnul Iisus Hristos este acela care spune că din punctul lui de vedere, Rodul muncii sufletului său Rodul muncii sufletului său sau truda iubirii sunt eu și cu dumneavoastră. Isaia 53, versetul 11 va vedea robul, rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Truda iubirii. Va vedea că are rod. Prin cunoștința lui va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Ruda iubirii în dreptul Domnului Isus Hristos este extraordinară, funcționează în așa fel încât mă salvează pe mine, vă salvează pe dumneavoastră, suntem împreună mai rămâne o problemă și anume, dar truda iubirii în dreptul nostru unde e? Truda iubirii. Nu truda neiubirii. Te drag. Apostolul Pavel spune că el este acela care este gata să fie turnat ca o jerfă de băutură. 2 Timotei 4,6 În altă parte, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Pavel spune, jertfa, viața mea este o jertfă continuă. În apropiere de Sfânta Cina. Aș vrea să mă opresc la viața mea și în anul 2023 să ne uităm fiecare la viața noastră să vedem dacă e ca o jertfă de băutură, dacă este o jertfă de bun miros, să vedem pentru ce trăim, să vedem care sunt prioritățile, să vedem dacă avem preocuparea asta, cum voi răsplăti Domnului mântuirea Lui. Insist asupra acestui lucru, pentru că, dragii mei, aș vrea să închei cu următoarea idee. Un singur lucru îl poate surprinde pe Dumnezeu din punctul nostru de vedere. Un singur lucru. Un om care, din drag pentru Dumnezeu, își ia viața lui și eu închină înapoi lui Dumnezeu și zice, Doamne, ia toată viața mea. Omul închinat, dedicat, predat lui Dumnezeu, este omul care îl surprinde pe Dumnezeu în acel mod plăcut în care Dumnezeu concepe ființa umană din punct de vedere al mântuirii. De fiecare dată când vii la biserică, să te închin lui Dumnezeu. Nu uita. Îi promiți lui Dumnezeu că îi dai tot. Când venim la biserică să ne închinăm lui Dumnezeu, noi nu venim la biserică să cântăm, noi nu venim la biserică doar să citim, nu. Noi venim la biserică pentru ca să ne închinăm viața, să ne dedicăm ființa, să ne predăm lui. Asta venim. Și de fiecare dată când ne închinăm lui Dumnezeu, noi îi dăruim tot. Mă întorc la psalmul 116 și citesc și versetul 13. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Versetul 13. Voi înălța paharul izbăvirilor. Voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Amin. Ruda iubirii. Vă voi sugera să mergem acasă și în temere de Dumnezeu, într-un act și într-un gest de închinare, încercăm să descoperim modul în care Duhul Sfânt ne învață cum să-i răsplătim lui Dumnezeu toate binefacerile lui față de noi. Pentru că nu există nicio dovadă a mântuirii mai puternică decât acest răspuns al nostru. Asta este mântuirea. Momentul în, care, momentul în care un mântuit caută să se întoarcă înapoi la Dumnezeu și să-i dea tot. Pentru că a înțeles că și Domnul i-a dat tot și a venit momentul ca să-i dea și el înapoi tot. Și în acest tot care se întâlnește, din punct de vedere al omului cu punctul de vedere al lui Dumnezeu, aici funcționează mântuirea. Și de acum, până când vom lua cina, vă invit la această meditație această preocupare. Doamne, cum să-ți arăt iubirea mea? Doamne, oare ce înseamnă închinare? Tatăl nostru ne-a izbăvit de atâtea ori. Ne-ai mântuit, Doamne, din problemele noastre, din durerile noastre, din bolile noastre. Și toate acestea nu sunt altceva decât un simbol sau o tipologie a mântuirii sufletului nostru. Îți mulțumim pentru ele. Ne-ai mântuit, Doamne, atunci când am avut probleme anul trecut, am strigat la tine când am avut probleme de serviciu, am strigat la tine când am avut probleme în familie. Am strigat la tine ori de câte ori biserica a trecut prin probleme. Am strigat la tine, Doamne, ori de câte ori n-am știut încotroie drumul. Am strigat la tine și de fiecare dată. Ne-ai dat biruința ta. Doamne, trăim prin aceste biruințe. Trăim prin harul Tău. Ne uităm înapoi... Și ne pare rău, Doamne, că n-am socotit de câte ori te-ai îndurat de noi. Și pentru că n-am socotit de câte ori, n-am socotit nici nardul, nici mirul, Doamne. Și uite că uneori n-avem mir. pe care îl punem la picioarele ta. Mi se pare, Doamne, că doar Tu trebuie să ne dai totul. Iar noi ne-am învățat doar să primim. Deschide-ne, Doamne, cugetul, ochii și sufletul. Să pricepem că niciodată iubirea nu se consumă iubirea se întoarce în Ajută-ne, Doamne, ca din sufletul nostru să pornească spre Tine iubirea Ta pe care ne-ai dat. Învață-ne, Doamne, să Te iubim. Și dacă am hotărât să venim să ne închinăm în seara asta și mâine, Doamne, să înțelegem de fiecare dată când ne închinăm, ne închinăm pe noi și tot ce avem. Ferește-ne, Doamne, să ne doară închinarea. Ferește-ne să ne întoarcem înapoi ca tânărul bogat. dă Spiritul Mariei. Fă ca fiecare dintre noi să aducă, Doamne, înaintea Ta vasul cu mir. Pentru că aici, înaintea Ta, în casa Ta de rugăciune, să aibă loc spargerea acestor comori, pentru ca mirosul, parfumul, Doamne, să fie închinarea noastră. Așa cum zice la scriptură, de bun miros. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Isus Hristos. Amin.